Mamă, dar ce sare, man! Cred că n-am ales bine vasul. Bă, lasă-mă, naibii. Bă, ce sare! Am umplut tot! Wow! Avem zmeură și pe pui. Bă, lasă-mă, naibii. Un dezastru am început bucătăria pe ziua de azi. Mă fac de râs. Mamă, care m-ai făcut? Ia uite-te la Roxana, cum face că nu ne gămeie, nu? Du-te acasă! Vai! Sunt onorat să vă spun, bine v-am regăsit la Cireașa de pe tort. Soare, frig, ploaie, pentru noi nu contează. Ne vedem nestingheriți de întâlnirea noastră săptămânală cu vedetele supuse la chinuri gastronomice. În această săptămână avem o grupă de foc și o temă pe măsură. Invitații gătesc preparate din țări diferite la alegere. Fiți atenți la ce o să vă spun în continuare. Orlando Ivan sau... Așa credem noi, sunt mai multe personaje în același autor. Minodora, pe sistem, man. Frumusețe plus talent egal Roxana Nemes. Și Ovidiu Niculescu, taifunul Ovidiu, omul care mustește de talent și bună dispoziție. Cam despre asta e vorba. Se anunță un seism pe piața de televiziune. Haideți să începem. Dă-mi, bună zic eu, stop. Down I see painted faces, fill the places I can reach. Roxana Nemes? Fai de capul meu. Roxana e o tipă sexy, cu ochii albaștri, blondă și cântăreață. Păi ce să zic despre Roxana Nemes? Nemes, altceva decât ce bafta unii. Ce să vă spun eu despre Roxana Nemes ca să reușesc să o zugrăvesc cel mai bine? Habar n-am! Mă duc să-mi iau 10% din salariu pentru incompetență și rog cinstita adunare să mă ajute la prezentare. E bună. Nu, e bună, da. Chiar e superbă, deci dacă eu nu-mi iau ochii de la ea, da, bărbații? Visez o viață întreagă la o femeie ca Roxana Nemes și... Visez degeaba, știi? Someone like you, oh, oh. Uite, așa la aia de atins, de pus mâna pe ea, n-ai cum să pui mâna cu ea. Ajunge acasă ca să-ți treacă durerea de cap, îmi spun tot timpul. Așa ceva nu există, Ovidelu. Așa ceva nu e adevărat, mamă. E ceva, nu vezi tu bine cu un ochi. Așa ceva nu există, știi? Că altfel nu rezist. Să știi că există asemenea exemplare pe lume și tu, tot ca la Gioconda, o să te uiți la ea toată viața. Ce să facem? Asta e... Dacă m-am născut băiat urât, sunt urât. Dacă eram și eu mai frumușel, dacă eram și eu mai ca Victor Slav, ca ăștia, mă mai băga și pe mine în seamă. Câte o Bianca Drăgușanu, dar așa n-am nicio șansă, înțelegi? Trebuie să merg pe iubire adevărat. Someone like me, I'm ready now, I'm ready now. Păi frate, știi? Noi ne chinuim cu talentul, cu și vine Dumnezeu și îți dă așa, ești frumoasă de pici, înțelegi, și nu trebuie să faci nimic. Mie mi-e ciudă, domnule, pe frumusețea acestor fete și inclusiv pe al lui Roxana Nemes. Ce să zic, abia aștept să stau alături de ea la masă. Am înțeles că ea cântă foarte frumos, abia aștept să ne cânte și nouă ceva. Mie mi-a plăcut întotdeauna muzica, mi-am dorit foarte mult să cânt de când mă știu. Are voce. Am fost la Minodora ieri și am văzut-o într-o pauză, așa că cântă bine. E ok. E chiar ok. E ardeleancă. Și fii atent că ardeleancele știu să gătească. Ardeleanu, când gătește la la la, inima să perpelește la la la. Când ești atât de frumoasă, nu prea te potrivești cu zona asta, știi? Deși s-ar putea să avem surprize. S-ar putea să avem surprize interesante. Abia aștept să descopăr în spatele acestei imagini
pe care o prezintă spectatorilor Roxana Nemeni și o gospodină. Poate când ajunge acasă își pune băzmăluță, poate croșetează. Croșetezi, Roxana? Eu am mai fost în această postură la voi la Cireașa de pe Tort, în postura de gospodină, unde m-am simțit foarte, foarte bine. Tocată faci, Roxana, de-astea, dulceață, de cireșe amare, chestii de-astea. Știi să freci aluatul? Nu de mult am venit din Liban, unde mi-au plăcut foarte mult această bucătărie și am ținut și m-am bucurat enorm că m-ați invitat din nou la Cireașa ca să pot să îmi pun în aplicare ce am eu mai bun. Tu ești la ea și vezi mai mult salate, mai mult dressing-uri, mai mult apă plată cu lămâie, mai mult pulpă de fruct, pulpă, că se poartă pulpa. Pentru aperitiv voi face labne, o pastă de iaurt, voi face hummus cu muguri de pin, adică e năutul acela fiert, care este delicatese. Tabule, știți voi, pătrunjelul acela cu roșii, cu așa pâine prăjită. E dificil, foarte dificil, că au condimente, au chestii, au brânza aia prăjită, au știu eu ce au, oricum, chiar dacă nu sunt foarte fan libanez, au chestii nu ușor de făcut. La felul principal voi face niște cârnați arabești, orez cu vită, cu migdale, safide, foarte gustos, și niște frigărui din piept de pui și brânza aceea la cuptor. Foarte bun. Și vezi că ea are tendință să fie și puțin durdulie așa, bulănoasă și asta, și cred că îi place să mănânce, e... Știi, omul mâncă, o să vede după el, nu mai trebuie să... La desert voi face ceva specific, normal, arabesc, se numește ashta. Este, de fapt, o budincă foarte aromată, cu gust de migdale, bucățele de banane. Foarte bun. O să facă labne, o să facă hummus, năutul la fiert. Știți voi care, nu? O să facă și tabule. Tabule sunt pătrunjeia cu roșii, știți voi de care. După aceea o să facă cârnați. Ia o să facă cârnați arabești. Ma, sunt curios să o văd cum bag acolo pe maț, știi? Iar la sfârșit desertul. Budinca arabească, aia care e bună libaneză, cea mai bună de pe lume. Roxana Nemeș. Da, chiar așa. Roxana Nemeș în acțiune. Prima oprire la piață. Stimați precupeți, aranjați-vă puțin că acu vine fata aia. Ovidiu, tu ce ai spus? Nu știu, dar pare genul care nu se duce ea în piață, ci vine piața la ea. Nu știu de ce. Roxana pare genul ăsta. La piață? Îi dă lumea că e frumoasă la asta. Bună! Vreau să vi-l prezint pe Nasser. El este un artist foarte, foarte mare. O să vedeți din seară, v-am pregătit o surpriză împreună. Am făcut o piesă foarte frumoasă. A fost ideea lui și sunt foarte mândru pentru că ai ceva foarte, și foarte eu. Frumos. Și eu. Și veți vedea din seară surpriza noastră pentru voi. Iar Nasser o să mă ajute și la cumpărături și bucătăria, pentru că noi am fost în Liban împreună și acolo, prin datorită lui, am văzut și eu și am gustat, am învățat cum se face bucătăria libaneză și mi-a plăcut foarte mult, de asta am și avut ideea să facem împreună astăzi și Doamne ajută să iasă bine. Ei, nici nu avem după cum, sufletul meu. Ce luăm, Nasser? Luăm... Ce vrei, Nasser? Păi, brânza, da, brânza pentru, nu, halumi. Așa. Pentru plătar. Așa, mucuri de vin. Stai puțin, acum ea este în magazinul prietenului libanez și ei spune lui ce va cumpăra. Tu crezi treaba asta, așa? Așa, între noi fie vorba. Tu crezi treaba asta, fie să luăm brânza halumi, de aici luăm muguri de fin. Ultimii tale, safide. O luăm așa, da? Da, nu? Da. Cel mai bine, mai bine de cojită, da. Stafide, da. Stafidele. Labne, parcă. Labne, parcă, Roxana, nu mai știu. Ia, spune-mi tu că tu te pricepi. Sigur, dragă, labne. Da, bine, hai să luăm asta. Uh-huh. Da. Asta este labne. Așa, tahine, care zici tu că e mai bun? Păi eu zic că... Când susana asta arată foarte bine. Așa, năut pastă. Humusul pe care îl va pregăti va fi, de fapt, o combinație între năut gata fiert la cutie, pe care îl va mixa cu blenderul și va adăuga tahini și ce mai pune acolo, un picuț de ulei de măsline, usturoi, sare, piper, cam asta e toată povestea. E simplu. Eu credeam că o să fiarbă,
boabele de năut, încet, încet, va, știu, va pune bicarbonat, orba, ca să iasă un hamus de la un humus excelent, dar nu, face de asta de la cutie. Păi aia nu-i gătit. Și lapneul nu-l pregătește, ci l-a deja făcut biluțe, nu știu ce, băgate în ulei. Orez. Pentru orez. Ah, și orezul, orez, da. Orezul. Orez basmatic. Asta e? 2 kg sunt aici. Uite că am găsit și mai și mic, da. A, așa, ok, da, mai bine. Mai bine, da. Ok, păi cam atâta, cred că, nu? O lipie? Am putea să luăm și de aici. O lipie, da. Luăm mare? Nu. Din astea mici, da, nu? Da. Deci luăm carne de vită. Carne de vită, da. Da. Dar să nu fie tocată la mașină. Rasa sforia. Rasa sfora. Rasa sforul este un preparat cu carne. Un preparat cu carne, poate să fie cu carne de vită, poate să fie cu carne de pui, am înțeles că fac și cu carne de miel. E un preparat care și la ei în Liban depinde de zonă. Într-un unele zone se face cu carnea tocată, mărunt, în alte părți sunt ciuvițe de carne. Na, ca și la noi. Știi, nici armal nu-ți facă România la fel peste tot. Și știți ce mai mi-a intrat? Cârnați ăștia arăbești? Nu, jumătate de kg. Ne dați și din ăștia jumătate, tot așa, 50 de grame? Nu? Se fac, cred că, foarte bine. Și sunt așa, arată interesant. Dar mai mici nu aveți din aia mici, nu? Vreți să luăm și frigărui de păi? Da, să fie două feluri de carne. Carne albă și carne roșie. Da, mai bine. Dați-mi și cât să luăm. Cât să luăm? Tot un kg, numai. Un kg sau jumătate? Jumătate. De frigărui de păi. Frigărui, da. Dragă Roxana, sunt eu președintele tău. Te-a spune prim-ministră, dragă, să știi. Așa că spun doar atât. Să gătești bine, domnule! Noroc! Noroc, Orlando. E vorba de știință, nu de noroc. Bine ați venit în bucătărie. Acum este momentul nostru să începem. Cred că va găti numai el și ea o să se plimbe pe acolo și o să râdă. Ce facem? Ce punem la fiert prima oară, zic, carnea, nu? Da, că durează foarte mult și să fim siguri că suntem ok în timp ce facem noi celelalte treburi. Okay. Carnea pentru felul de bază cu orezul, acela cu migdale, stafide, da? Da. Ok. Abia aștept și eu. Hai să o spălăm, nu? Nu pot să imaginez pe Roxana Nemeș făcând tocană de cartofi. Adică... Da, dar stai că sunt concentrat aici. Așa, așa. Să fie bine. Ok. Așa. Hai, mă rog, te descurci. Super. Asta a fost bună. E cu strigurătoare în mână și fregă carnea. Și el zice, bravo, Roxana, te descurci de minune. Scutură. Bine, Naser. Și tu te descurci de minune. Uite, t-am pregătit și oală aici. Mulțumesc, Naser, mulțumesc. Aici. Așa. Opa, așa. Da, asta nu e nimic, e nimic. Bâlbâdă, a stropit toată bucătăria. Draga de tine, te descurci de minune, pe cuvânt. Mâncarea libaneză este foarte... Are mirodenii foarte multe și tocmai de asta cred că îmi place atât de mult. Are acele arome, mișto. Roxy, ce ne-a rămas acum? Iar acum coișoarele. Nu așa. Desfă-o așa. Da, da, da. Dacă sunt foarte puternice coișoarele. 2, 3. Okay. Super. Punem ceapa, da? Înăuntru. Da. Ok. Mă să iau morcov? Da. Da, aici trebuie curățată atunci după aia spălată. Dar nu există un cuțit econom care să curățe cum trebuie morcovul ăla? Așa, da. Așa. Acum perfect. Avem pregătită pentru pus pe la fiert. Hai. O iau bine. Mulțumesc. Bine, o, prietenul meu, a? Sper să avem un nice time, cum spun eu, seri frumoase. Libanezul, nelibanezul, dar nu știu, poate ne cânți ceva, poate facem un program. Acum facem năutul pentru humus. Așa îl băgăm la blender împreună cu pasta de susan, cu puțină sare, lămâie și acum te rog frumos să ne explici tu, Nasel, pentru că cred că nimeni nu știe că humusul se face cu gheață. Humusul, dacă îl pui singur pe blender, așa, este cam tare, da? Nu este iar așa, da?
pasta, să zicem, da? Mm-hmm. Din cauza... Din cauza că e... Noutului. Mai ales cu pasta de Susan. Pasta de Susan. Da, pasta întărește mai mult. Mm-hmm. Atunci punem gheață ca să se moaie. Fraților și surorilor, puneți ce vreți voi. Important e să iasă ceva bun de papa. Succes! Acum ne apucăm de desertul. Da. Roxy? Ok. Este Roxy. Roxy se apucă de desertul lui domnul. De desert. Mohalabie. Mohalabie. Da? Care este? Îmi plac denumirile astea orez, speciale, de nu mai pot. Orez. Orez mașinat. Uite, nu o să mai știu, iartă-mă. Mașinat. Hai să te ajut eu, da? Mulțumesc. Și că hai să te ajut eu. Ea de fapt nu face nimic. Asta trebuie amestecat tot timpul, da? Până se face. Așa, pune, cu curaj, cu curaj. Mai jos un pic mâna. Mă tot întreb de ce vin la Cireașa de pe tort. Eu vin la Cireașa de pe tort că mă distrez, mă. În primul rând. Deci eu spun sincer. Și îți dai seama unde mai e și mâncare? Apă de trandafir? Apă, da. Sau? Aole. A, e de orange. Wow, nu e de trandafir, e de orange. Wow! Oh. Apă de portocale. Aole, apă de portocale. Doamne, dar ce... Ce aveți voi? Papa de portocale și de trandafiri. Oh, vai! Toate nebunile posibile. Da! Și sunt multe nebunile. Cât mai multe nebunii să vină la mine aici. Vai, nebunilor! Da. Noi ne folosim la parfum și voi ne folosiți în mâncare. Deci cât de tare. Foarte tare, bravo. Tare nebunia! Vai, cât de tare! Toate nebunile să fie tare! Cu căpăcelul, nu prea mult. Ce prea mult strică? Ce vorba? Da! Mamă, și da? No, ăla mirosul ăla de nu mai pot. Roxana, draga mea, mai ușor cu pianul pe scări că ne pierdem audiența masculină. Mie îmi place cum gătești, presupun că e și bun ce faceți voi acolo, așa că te rog să te mai concentrezi un pic ca să fie treaba bună. Suntem într-o bucătărie, te poți dezlănțui mai pe seară la cină. Chiar te rog să faci asta. Dar știi când eram mică că stăteam și mă uitam la mama cum gătești? Mie mi se părea... fenomenal, excepțional, jur. Și deci era ceva... Să te uita. Doamne, și mă uitam... Nu s-o ajut să te uita. Păi, după ce am mai crescut, am început, știi, că îmi plăcea și am zis, lasă-mi spun și eu mâna, arată-mi cum, ce să... Da? Da? Și eu, da. Și ai făcut? Mie foarte mult îmi place, doar că n-am timp și atunci, stai să mă, nu țin în mână dacă nu gătești. Dar îmi place, deci îmi vine uneori, mamă. Asta e minciuna secolului. Gata, atât. Horia, mai lasă și tu de la tine că n-o fi foc. Roxana e cea mai bună fată și știu ce spun. Acum punem pe platou brânza aceasta. Mamă, e atât de moale, zici că e înghețată în aser. Este bine ca acele biluțe de labne să fie scoase din borcan cu o lingură, nu cu o furculiță. Nu trebuie înțepate pentru că ele sunt foarte fragede. Nu sunt brânză. E de fapt un iaurt foarte gros. Punem ulei de măsline peste și mentă uscată. Cu o întârziere de 6 secunde își face apariția și limuzina. Înăuntru, căldurica-i căldurică, șampanica-i șampanică și discuțiile alunecă sprințare de la un subiect la altul, parcă suntem în aula academiei. Am exagerat un pic doar la partea cu discuțiile. Toată dezbaterea e despre soțul Minodorei, căruia îi dedicăm acest moment. Părerea mea. A fost super mișto. Așa că mai oferiți-mi și mie și astăzi și mâine așa. Dar ce frumos așa seară și era fost... Să mă încarc, vreau să mă încarc cu energie. Dar a fost mișto și la tine și cu... Deci bărbatul tu e un mega băiat. E fain, ți-am zis că e fain. Ți-am povestit de el. M-am îndrăgostit de bărbată. Multe lume se îndrăgostește, sincer, așa că e liniștit și în banca lui. Dar nu, că nu e liniștit, domnule, că asta știi la noi să înțelege greșit liniștit. Nu, e un om care își vede treabă, face treabă echilibrat. C
cântă excepțional, frate, îi merg mâinile pe clapa aia de mază păcit, adică foarte tare. Să pentru bărbată tău. Da, de să rămână, să trăiască și vouă ce iubiți voi. Doamne, să trăim cu toții. Doamne, ajută. Ce la mic e cine. Voltă-te cu leganta pe mine. Roxana, îți dai seama? Ce-o fi gătit? Masul că a venit cu bărbatul. Ia ziceți. Ce s-o știm și noi. E? Frumos. Este, într-adevăr, senzațional. Mamă, ah, ce bun e la pneu. V-am făcut poftă? Acum, Nasser. Mi-a rămas asta, care se numește? Mecanic. Adică? Mecanic, adică cârnații aceia, arabești. Cârnați arabești, da? Mecanic. Care sunt un pic mai... Bine, asta okay. Se prăjește. Mm-hmm. Ok, păi atunci o să te las, vrei tu să închei. Ok. Dacă ești drăguț și ai fost drăguț până acum cu mine. Nu te liniștită. Să mă duc să mă fac și eu frumoasă, că am transpirat aici, nu vreți să știți cum e bucătăria asta. Da. Mă duc puțin și ne vedem, da? Hai, stai liniștită. Te pup. Și eu, hai. The best! Să rămână. Știi ce a făcut Roxana în bucătărie astăzi? Păi, nimic. Roxana, abia acum vine rândul tău. Bagă șarm și fii bună, pentru că ești. Oh, dar ce legat! Dar ce avem noi aici? După atâtea zile îmbrăcate, ce o să zică, mă, s-a dezbrăcat. Dar ce avem noi aici? Aici, dă mine și dă mine. Bă, buze ai! Băi, buzele tale! Două petale! Bă, nu fie de curată! Dar ce eleganță! Da! Stai, stau și-o mai așa. Bă, da, mai n-ai. Ravisată, ravisată! Așa te-ți plac așa? Asta-i costumul tău de bucătăreasă? Mai am văzut înainte, dragă. Yeah. Hai. Aveam vânețică frumoasă. Aveam vânețică? Hai, mă, că n-am găsit așa. Ce mai gândi cu mine? Hai, mâncați-o și buzele, dar fie zile și mâncați-o. Mi-a plăcut ținuta, mi-a plăcut, e artistă. E și normal să apară așa. Gazda a fost îmbrăcată foarte sexy. Dacă mi-a plăcut mie ca femeie, îți dai seama că bărbații din seara asta au fost topiți, inclusiv cameramanii. Roxana, ai gătit mult, o zi eu, mamă! Ce ai gătit? Eu cred că în locul meu, băi, adică uite. În loc să te uiți la buzele da, mele... Da, mă, cum să nu mă uit? Sunt om, sunt bărbat, sunt ființă! Ar trebui să mă ajut să punem niște vino la invitații mei. Dreaptă, nu mai uite, simt. Nici nu mă ascult! Uite, mă, te ascult, nici în loc să te uiți la buzele mele, ar trebui... De când am venit, nici nu te-am te pup, te sărut. Este buze toate, buze frumoase, ce să mai... M-am simțit așa... M-am simțit bărbat, ca să zic așa. E frumos, îi stă bine orice ar face, la fata se stă bine și când e supărată. N-ai ce să, adică hai să fim sinceri. Ia să vedem. Hai fata mea, pune în mișcare că stă bine cu rochia asta, e nenorocire. Ai pus și cizmele, trebuia să-i lași cizme scurte, n-aveai. Îmi place când te duci încolo. Îmi place când te ridici. Și când vin cu acea? Mergi mai slow motion un pic. Place când te miști, în general. Ia uite-te, n-ai văzut venirea, ai scăpat buzele. Buzele tale, ce ăla? Năut. Humus sau ce? Năut. Humus? Humus? Năut? Ce este? Năut, este humus cu năut, da? Humus cu năut, da. Tabule. Tabule. Halumi, brânză. Halumi foarte bun, este la grătar. Și asta l-ai gătit tu? Și cremă de iaurt. Uite așa, o barba mea, uite așa, păi mă, uite așa, mă, le-ai făcut după astea? Păi da, Sunt am avut un ajutor care este prietenul meu și e lângă mine mereu la Bine și Radu. Și e bucătarul și Radu? Și este de acolo, de la el, de la mama lui. Să de acasă. Să înțelegem că specificul este? Dar libanez. Frate. Și normal, lipeană lipsită. Eu n-am mâncat nimic astăzi toată ziua și mi-a fost foarte foame și am mâncat atunci lipie cu năut, care a fost cea mai bună chestie din tot aperitivul, care mi-a plăcut mie. Și acolo ce sale? Alea e o cremă de iaurt. Mergi, cum ai făcut-o așa? Mentă? Lapne. O mozzarella? Lapne, așa se numesc, cu mentă. Wow! Din ce la... Nu e mozzarella, lapne. Din ce lapte? Lapne, mozzarella lor. Cremă de iaurt. Extrem de sărată. Băi, țeles, brânză cu roșioare, cu oatere, pac, pac, foarte bine, tăticul, Virgi. Băi, țeles? Foarte faină, mie îmi place de obicei salata asta de pătrunjel cu
salată de pătrunjel cu roșii. Însă un pic prea acră. Deci mie de la aperitiv nu mi-a plăcut decât năutul și lipia. Și, asta, și cred că mi-a plăcut din cauza că mi-a fost foarte foame. Bă, dar e senzațional. Vai, deci credeți-mă. Deci eu nu credeam. Dacă ai făcut și socoteala asta, ești șmecheră. Păi da. Zău? Ai făcut să faci asta, mă. Ai făcut și asta. M-a așteptat prietenul meu, v-am zis, o să-l vedeți mai încolo, dar... Da, mă, dar ce ai făcut tu și ce a făcut el? Băi, cu toți am avut ajutor, nu, până la urmă? Eu nu, Bașca. Mi-a spălat vasele aia, atât. Mă uit în ochii și vă spun dacă am interesant. Nu se poate. Ochii tăi și a mea dorință. Aoleu! Dacă și gătești din halul ăsta, ești de răpit la noapte, fata. Atmosfera a fost frumoasă, de ce să... Deci chiar a fost ok. Prietenul Naser îl cunoaște, man. Am o surpriză pentru voi, prietenul meu Naser. Naser îl cunosc de mulți ani. Aplauze! Bine v-am găsit! Sper să vă placă, este surpriza mea pentru voi. Cântăm, Naser? Hai. Să vă simțiți bine, să vă simțiți. Ah, cântați la un moment, pizza! Păi cum e? Piesa mea cu Naser este o piesă foarte frumoasă, este nouul nostru single. Deci, Roxana a cântat foarte frumos cu Naser. Bine, ea este o apariție extraordinară și are și o voce foarte frumoasă. Naser, fenomen, adică omul are glanda la el, domne, se duce în toate triurile alea lor. Adică, știi, ca și cum m-ai întreba, ți-a plăcut Nicolae Furduiancu? Este un fel de Nicolae Furduiancu al lor, înțelegi? Și o și acolo o să fie, fac variu, ia. Oh. A venit puiul care avea un gust extraordinar de bun, deci felul 2 extraordinar. Exact cum îmi place mie și sosul de usturoi, deci dacă știam, așteptam un pic și mâncam felul 2, puiul cu usturoiul foarte bun și salata aia. De varză mi-a plăcut mult, dar avea un pic maioneză, dar oricum a fost ok. Îmi pare foarte rău că am mâncat lipia aia. Și m-am umflat de pâine cu fasole, cum s-ar spune, pe românește, știi? Cățești. E foarte bună salata. Bă, vă jur, n-am mai simțit mirosul ăsta de când eram eu. Salata asta e foarte bună. În Beirut, fii atent, senzațional, draga mea, dă să chețug, mă. Aoleu! Dă să, dă să chețug, mă. Nebunie, vrei să... Mamă, salata asta știi cum e? Și asta este un fel de ce e asta aici? Și sos? Ce sos ai pus aici? Din ce ai făcut sosul? De rodi. Bun, iubito. Specifice. Dacă și tu spui că e bun, sunt cea mai fericită. Bun când ați rosul. Foarte fain. Îți place? Da, da. Da. Lipiile alea picante, mamă, frate, senzaționale au fost. Un pic prea picante, dar de acolo, că ei mai mănâncă și picant, nu? A fost sosul ăla de usturoi, smântână cu usturoi, nu știu, la fel, foarte bun. Sincer, nu prea am ce să reproșez Roxanei. Totul e bun, doamne, 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 asta cu mâncarea, nu știu cum. Totul e bun, noi suntem buni. De tutun am scăpat, nu știu cum.
Să încerc să mă gândesc cu soare, cu unde, că știi ce ar trebui să faci? Ajungem Minodora. Ovidiu? Nu știu, dragul meu. Să iubești. Să iubesc? Atunci când iubești, nu-ți mai trebuie nimic. Când iubești? Să iubești toată ziua. Ai iubit vreodată doi bărbați deodată? Se poate? Nu mă, adică să iubești, să te gândești, să ai doi bărbați în cap. Dar se poate să iubești doi deodată? Nu poți să iubești doi deodată? Se poate? Nu știu, mă, că... Te întreb, se spunea poate? Spunea Ioana Radu, spunea greu, e Doamne, doi deodată, să iubești. Ok, și se poate? Floricea... Se întreb pe tine. Băi, se poate. Da? Să iubești doi deodată? Să iubești, da, poți. Să iubești sau să fii îndrăgostit? Să fii îndrăgostit, să iubești? Păi, îndrăgosteala e una, iubire aia. Care e diferența dintre îndrăgosteala și iubire? Liniște, vă rugăm, Roxana Nemes. Da, 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 așa Nemes. Cum te ia, așa te și lasă. Liniște în sala de mese. Îndrăgosteala cum te ia, așa te lasă. Și iubirea. Dezvoltați. Iubirea, greu te ia, da, greu te lasă. Iubirea mea, nu-i doar la 24 de ani, atâta, bă, atâta bravo, bravo. Maturitate. Foarte bun, deci îndrăgostarea ușor te ia, ușor. Deci îndrăgostarea ușor te ia, ușor te lasă și iubirea greu te ia, greu te lasă. Depinde cum te lasă. Te poate lăsa într-un fel. Ce cauți la Cireașa de Pător? Du-te cu Tapievici, cu liceanul la emisiune. Ești filozofă. Ce bun este cârnatul, ce bun este cârnatul, și-l bag la mațacu, și-l bag la mațacu. Acesta este o melodie din zona Libanului de Sud. Da, nord. Frumos! Ieri a spus Minodora despre Liviu Guță ceva de genul tatăl imitatorilor, tatăl tuturor artiștilor. Come on, what the fuck? That's me. Ok? Eu pot să cânt orice, oricum, pot să fac absolut orice. A, nu. Roxana! E crimă. Oh my God! Este crimă. Nu, mă, crimă, nu, și teroare. Deci nu am mai putut să mă ating, pentru că nu se poate să mănânc carne de pui cu condimente, cu nu știu ce, cu cârnați, după care să vină și orez cu carne de vită. Dom'le, nu, deci nu pot, nu pot. Adică e mult, e mult, e mult aici. Trebuia echipa națională de rugby să facă față la masa asta, știi? Adică trebuiau niște chestii de-astea. Înțelegi? Mi-e somn numai că mă gândesc, că nu, dar nu mai, da, dacă se poate să... Dar e prea bun, crede-mă, nu ai cum, nu ai cum. Da, deci nu mai pot, nu mai pot. Am oficial, cum ziceam eu, Doamne ajută! Știi cum am făcut carnea asta? Carnea de vită? E făcută în scorțișoară și cu ișoare. Tu știi ce gust are? E dulce. Te cred, știu. Am oficial, Doamne ajută, hai să ne punem. Doamne și pasta. Primește, Doamne și pasta, să, să fie bine. Am oficial, mă. Nu mai pot, să mă bucur gând alături de voi. Nu mai pot, efectiv, să mai bag nimic. Mamă, și miroase și orezul ăsta bine. Orez? Cu un gust un pic dulceag, dar în același timp și un pic sărat, cu aromă de lapte, cărnița de vită foarte bine frăgezită, ți se topea în gură. Și carne și toți. Ce bun e orezul ăsta. Să fie scârbă de bine. Să poate întâmpla să fie scârbă de bine. Iar mănânc bine, mă, iar mănânc bine, mă, iar mă simt bine, mă. Mi-e scârbă, mă. Ajunge cineva să zic așa? Oameni ăștia cu mulți bani să plictisesc, dai seama. Acolo pe sus, apucă-ne. Doamne. Da, mă, gata, că e bine, mă, iar e bine, uite. Ia, ia. Iar e bine. Uite așa, în scârbă, uite, ha? Scârbă, dar... Aaaa, ce bună e! Nu, nici nu mai mănânc, gata. Ce s-a ție? Murături. Fii atent, caisă. Verțică murată. Ai zis ceva, m-ai chemat? Mamă, fii atent. Verțică murată, frate. Ata, mă, nu știu, mă, Ovidiu, mă dezamăgești. Băi, nu pot, eu am un stomacel foarte mic, să știu. Zici și tu, cum să rezici, domnule, la cârnați picanți, lipie iute, pui cu nu știu ce mirodenii, orez nu știu de care și alte nebunii? Păi, da, dai seama că... Bun, am un compartiment destul de mare, dar totuși să umple și el rapid și cu vin, că nu degeaba sunt ei deștepți arabii, de nu beau vin cu chestiile astea. Nu prea merge vin cu labne și cu humus și cu... Da, aici nu mă bag, știi? Că după aia se întâmplă vulcanul în tine, înțelegi? Te simți ca Vezuviu, nu mai ai nicio plăcere. De terminat s-a terminat, de umflat eu m-am umflat și s-a terminat așa, asta a fost povestea mea. Ce vrei să spun mai mult? M-am simțit super, băi, cam mult de mâncare, dar
foarte bun, frate, n-am putut să mă abțin, vă jur, n-am putut să mă abțin. Am mâncat tot, am mâncat ca un spart. Până acum am simțit cel mai bine, să știi. Cu taravana noastră. Am mai ajutat la digestie puțin, că am dansat puțin dâmburic, așa m-am aflat în treabă pe acolo. Înțelegi bine că nu m-au avut tăsure cu rockerii mei, colegii de liceu, că dacă m-au avut pe stradă, că am dansat pe muzică de asta, nu mai intru în bloc. Foarte bine, am cântat, am mâncat, n-am avortat până aici. A fost foarte, foarte ok, m-am simțit minunat în seara asta. Roxana! 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 Desertul meu pentru voi. Asta e desert? Este un fel de budincă. Îmi place budincă. Așa. Budincă? Din? Budincă de? Din? Budincă. Are în ea migdale, miere. Mamă! Tremură banane. Ca silicoanele lui Bianca Drăgușan. Cu fiecare care ai gramă cu ea, Bianca e fată bună. Puțină miere, cu puțin fistic, cu migdale. Draga mea, dar tu ești foarte dulce, nu mai trebuie să pui miere. Dar ce are budinca în ea? Aoleu, e prea dulce, nu? Nu știu, s-a îndrăgostit, ticule. Domne, are gust de șampon de păr. Dacă spun pe cuvântul meu de onoare. Păi nu pot să mănânc. Am avut senzația că cineva a încurcat vanilia cu aftershave-ul, înțelegi? Cu aromă de mosc sau nu știu de ce, pentru că avea gust de șampon, de punctul meu de vedere. Poate nu s-o obișnuit cu gustul arăbești, nu zic nu, nu mă bag, nu vreau să dau cu piatra, Doamne ferește. Dar mie nu mea, știi, ceva din interiorul meu a zis Deci atât a dat Ovidiu că e cu săpun, șampon, tot felul de soiuri de șampon și de șampon, că parcă mi s-a făcut rău. Eu am mâncat din desert, budincă, mie îmi place budinca foarte mult, de vanilie, dar ăsta la un moment dat, totuși aroma a fost prea puternică la desert. De ce? Gel de păr original. Are o aromă de... Am vrut să pun apă de trandafir, ca aia să pună de obicei și aia că nu vreau să fiu ca toată lumea. Chiar de uite, fac un cer. Și am pus apă de portocale, să ne înțelegem. Stai un pic, n-ai decât să dai cu... Dacă dau cu ăsta, așa știi. Nu cred. Ovidiu, uite, dă cu gel de păr în acest moment. Iată că părul Ovidiu este mai strălucitor. Părul Ovidiu este mai frumos. E gel de păr original. Părul Ovidiu este minunat în acest fel. E gel de păr original, dacă spune. Știi, să plec pe stradă acum la apus, așa, lucind a desert arăbesc. Poate cine știe. Ceva, niște muște tot prind până acasă. Măcar atât.
Gel de păr original. Nu pot să cred, man. Arat într-un mare fel. Îți stă părul parcă mai bine. Păi ce are, mă, dacă îți dai cu migdale în păr, cu budincă? Bine, mamă, stai liniștit. Noroc, Orlando, mamă. Noroc, fata mea. Ce faci, dragă? Alo, tăticule, hai acasă, că-i nasul. Ce faci, mamă, ești bine? Bravo, fata mea. Ăștia au secrete deja. Ești în mândră de tine. Hai, mă. Ai gătit extraordinar. Noroc, noroc, Doamne ajută. Păi să zice că mănâncă șapon. Da, mă, dar ce să facem? Asta e un barbar, un nenorocit. Jus! Cum era? Te seamănă că și pe tine. No, 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 no. Ți-a duce să ne mai fac o surpriză. Jus. Cu siguranță vine cu o mare. Mă, s-a supărat, mă, pe voi. Am spus să aducă narghileau, mă. Mai stai sigur. Hai, mă. Vă zic eu, ce n-ai? Băi, fraților, de ce are... Tu vrei să spui că nu are gust de șampon? Are, mă. A? Are, dar are aromă de la altceva. Are aromă, dar e natural. Are aromă de șampon. E natural, da. Are aromă de șampon. Păi șamponul l-ai făcut după domnule, ăsta. Ești periculos de bine crescut. Aman, doar nu spune cineva șampon, frate. Șampon, spune cineva șampon în mâncare, știi? Pentru Ovidiu deja era un atentat la siguranța națională, parcă domnul Vladim, ca așa zic eu că e un pamflet uneori, da? I-a spus așa: "A, nu mânca, bă, că ți-a pus acolo șampon, bă, băiatule. Ai grijă ce mănânci. A, e o conspirație." Ai înțeles? Știi cum e? Până la urmă, nu la toată lumea le place. Ca și mie, în alte seri, probabil nu mi-a plăcut toată mâncarea. Asta e, n-ai cum să mulțumești pe toată lumea. Dar important e că eu și ceilalți invitații mei s-au simțit bine. Prima mea surpriză, cea mai frumoasă pentru voi, este o narghilea, dacă tot suntem în seara de la noi. Ia zi-mă, ne dai. În această seară, este seara libaneză. Mamă, dar ce tare, o narghilea cu Mickey Mouse. N-am mai văzut așa ceva. Nu? Băiatul nu e fan. Pune-și uite narghilea cu Mickey Mouse, mă, dacă mă, ciocoflengerilor, dați-mi voie, mă, picior, mă. Apucă-te tu primul, să vedem, dar că nu mori. Nota mea pentru Roxana este 9, cu felicitări. Și dacă gătești așa, ai grijă groza ce faci. Nu o pierde, man. Îi dau 10 cu felicitări. Dom'le, îi dau nota 8. Dar nu îi dau o nota 8 pentru că nu ar fi meritat nota 9, ci pentru că nu ne-a făcut și 8-uri. Nu numai din buzițe, să ne fi făcut și niște 8-uri, așa din... Nu, eu am avut problemă cu desertul, trebuie să recunosc. Am avut mare problemă cu desertul. Dar 8 e o notă foarte mare. Pentru o fată tânără, timidă și frumoasă, Roxana s-a descurcat destul de bine și a primit 27 de puncte. Îi mulțumesc frumos și vă dau întâlnire mâine seară la un regal, în rolul gazdei Ovidiu Niculescu. La bună vedere! Mă, Ovidiu, mă dezamăgești. Eram prieten până acum, ce faci? Nu mai supăra fata, bă! Vezi Dumnezeu! Mă joc cu narghileau, nu mai dați să mă joc cu narghileau. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție, pentru audiența, tot timpul în creștere. Vă dorim o seară plăcută și la revedere, am fost acasă la Roxana! Așa că mâine vom avea o zi de duminică românească într-o curte spaniolească. La mine, vă aștept cu drag, împreună cu Neluțu, din fundul curții. Marfă de băiat. Bă, nu-i frumoasă viața, Nelule? Băi, Nelule, zi tu, nu-i frumoasă viața? Toarnă mult, da haide! Și mai mult, da haide! Toarnă, toarnă, toarnă! Bă, bine zice, bă! Azi de orice rană! Bravo!